Sună clopoțelul. Bineînțeles că sună că v-ați abonat și vă mulțumesc pentru asta. Ne aflăm pe canalul unde facem caterincă, unde spunem subiecte serioase într-o mantie de umor, cu cafeaua înainte să ajungem președinte cafea de la Marius. Marius de pe Buy Me a Coffee a cumpărat două cafele, una pentru mine, una pentru soacră. A cedat soacra cafeaua pentru mine. Nu, n-a cedat ea șefia, n-a cedat ea controlul. A cedat cafeaua ei în favoarea mea, numai ca să am tonus, ca să pot vorbi 10 minute în fața voastră. Discursul meu electoral, discursul din data de 4 noiembrie de miercuri. Numărăm cafelele, ei numără voturile. În America încă se numără voturile. Dom'le, este harta aia Americii și se colorează. Cu roșu, cu albastru, cu roșu, cu albastru. Așa e, dacă-s doi moșulesți senili candidați, colorează, dau în mintea copiilor. Texasul este roșu, California e albastră, așteptăm Pennsylvania. Habar n-au ăștia care o să iasă, adică știu ei, dar nu se pronunță. Au ieșit cu cuvinte de genul, se fură alegerile, ba republicanul, ba democratul, se fură, ăștia ne fură, ăștia ne fură. Oare o mers, oare doamna Firea, consultant acolo în America? Ea știe numai, nici nu s-au terminat alegerile și ea știe să zică, să fură, mă fură, ne... Apoi dacă și în America se fură, ce să mai zicem în România? În România se fură înainte de a începe alegerile. În fine, să-i lăsăm să-și numere voturile, să-și numere, vorba lui Adrian Năstase, ouăle, să ne întoarcem la situația noastră, la problemele noastre. Vedeți că în Ungaria, vecină și prietenă, între 12 noaptea și 6 dimineața, carantină totală, carantină de noapte, nu mai ai voie să ieși nici cu mașina pe drum. Dacă trebuie să mergi să cumperi ceva, un chirtoș colac, să te aprovizionezi cu ceva, cipeș, paprico, nem, nu mai este voie. În Marea Britanie s-a trecut la raționalizarea, din cauza de guvid, s-a trecut la raționalizarea alimentelor. Pe listă se află făina, hârtie igienică, bineînțeles că nu poți lua iară o cameră întreagă plină de hârtie igienică și celălalt să n-aibă cu ce să se șteargă, și ouă. Dar atâta timp cât englezoii au whisky, nu-i interesează. În Franța, olala, fără jucării în magazine, nu vii rușine? Ce să facă săracii copii pe timp de pandemie? Fără jucării în magazine, fără bijuterii, asta e bună, fără haine scumpe, numai produse esențiale. S-au făcut în țările astea unde sunt probleme mari din nou liste esențiale, liste esențiale care se regăsesc în magazine. Și în Belgia, belgieni, mă, pe lângă ciocolată, au trecut și cărțile. Deci în Belgia librăriile sunt deschise pentru că s-a considerat că oamenii în momentele astea de pre-lockdown au nevoie de cărți. Cărți pe care să le citească și să le susțină moralul acelor oameni. Bravo lor! La noi în România... La noi e bine, știți cum zicea Toma Caragiu, la noi în o zi e bine, e bine, la noi în România e perfect. Așteptăm și noi alegerile parlamentare din 6 decembrie. Săracii ăștia de la PSD, cât s-au adunat ei, cât s-au strâns pe acolo, pe Camera Deputaților, pe Senat, tot nu au putut face de un quorum să amâne alegerile până în martie. Așa că președintele a zis, alegerile se țin în acest an. Uite, așa pe 6 decembrie am și un cadou de Sfântul Nicolae. Alegeri. Alte cadouri se pot primi pe buymeacoffee.com/nicubendea. Cafea de la Marius, cafeaua soacrii. Am ajuns să-i beau cafeaua soacrii. Bună, bună, nu și-o îndulcește. Și așa zice ea, care o viață dulce, care un ginere bun. Și atunci și-o face amară. Dar e bună și cafeaua amară, nu contează. Noi? Deci la noi ce se întâmplă? Așteptăm alegerile. Așteptăm alegerile și nu ținem cont că în Gherla, în Gherla, de exemplu, în Gherla sunt vreo 8 la mie infectați și acolo deja nu mai ai voie să ieși. Ai voie să ieși cu mască, dar să nu faci nimic și deja trebuie un pic de declarație. În Sălaj, în județul Sălaj, sunt mai mulți infectați decât locuitori, vă dați seama? În Sălaj. Băi, și acolo e țuica de prună. O ieșit palinca de prună acum, promoție nouă. Și nu au reușit adică să dezinfecteze. Nu știu ce să zic, vedeți? Cea mai bună e distanțarea până la urmă. Bei de la distanță, bei la Orban, Ludovic Orban. A plecat în Israel de două zile. Mai are și astăzi un pic de vizită în Israel și în Palestina. Am venit din Palestina să studiez medicina. La, 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 la. S-a întâlnit în Israel cu medicul lui Benjamin Netanyahu. Vă dați seama, are și el nevoie de o listă de compensate. Ci că medicul premierului Benjamin Netanyahu e un român, din Târgu Mureș. Bine,
plecat de ani de zile. De 27 de ani, el îl consultă și îl tratează pe Netanyahu. Încă nu i-a ieșit, dar mai insistă. În următorii 27 de ani, poate îi găsește tratamentul. Ludovic Orban a mai zis că merge la zidul plângerii, că atâtea plângeri are, că în România toată lumea le-a în râs și oriunde se plânge în România, toți îi dau cu flit, începând cu președintele și terminând cu colegii de partid, Rareș Batistuță, Rareș Bogdan cu Bâdea la Batistuță, da. Are câteva liste de pus la zidul plângerii, poate îi se întâmplă și lui niște lucruri mai bune. Deci la noi în România, la noi este bine, noi suntem un stat suveran. Suveran cum era băiatul ăla, ați văzut? Extraordinar, pe la miază a apărut știrea. Un român de-a nostru venea din Danemarca, venea cu mașina. În față soția, în spate copiii. Vreo trei, ca orice bun român. Au ajuns la Nedlac, la frontieră, actele Kirlexepen. Măi, ăsta a zis, nu vă dau actele. De ce? Pentru că eu sunt cetățean trac. Trac, din Tracia, din Tracu să ne ia. El e cetățean trac, n-are nevoie de buletin și așa că el nu se legitimează organelor de la frontieră. S-a blocat în mașină, domnule, eu sunt trac. Eu am dat acestei părți de Europa, eu am dat moștenitorii daci, care sunt contopic romani și așa, dar eu sunt trac. Trac. Iar revin la aceeași vorbă spusă mai demult de Ion Iliescu. The ducks came from the tracks. Trac. Omul era trac. Dar ce am remarcat? Că așa trac neauș cum era, cu plete, l-a zis bărbos, așa, parcă cioplit dintr-o stâncă tracică, din Tracia eventual, avea training cu Barcelona. Tiki-taka Barcelona, înțelegi? Că așa era pe vremuri. Mergeau tracii la Talcioc, undeva pe lângă Sarmisegetuza, iar cei care veneau prin tunelurile energetice din Bucegi le vindeau tricouri cu Barcelona. Așa a rămas Barcelona, echipa de suflet a dacilor. Catalana vorbită în Barcelona și acolo au învățat-o în Tracia. Când vindeau spaniolii tricouri și training-uri cu Barcelona, tracilor frumoși și liberi din... Ai de capul meu. Și suntem pe locul 6 la producția de dovleac în UE. Pe locul 6 la producția de dovleac. Și nu putem nimic, dovleac la tavă. Asta era să gătească Loredana Groza, care a mers la șefii la cuțite. Loredana Groza s-a dus la șefii la cuțite că a crezut că e unul cu bisturiu și s-o mai aranjeze puțin. Ei, când a văzut că e concurs culinar, a mai dat-o Loredana puțin la întors și a gătit și ea, Loredana, ceva ayurvedic. Loredana noastră din Suceava. Loredana, moldoveanca noastră din Suceava, a gătit ayurvedic. Că a zis ea că a fost undeva în țări îndepărtate și a făcut voluntariat karmic. Și a învățat să gătească ayurvedic, poate aiurea. Nu știu ce-o gătit ea acolo, că n-am văzut bine, dar cred că nici șefilor nu le-a plăcut, că după aia s-a urcat acolo în fața lor și-a tras un cântec. Așa e, domnule, cântatul uneori mai ține și de foame. Că te saturi să mănânci aceleași lucruri, de exemplu Pepe. Spune cine, cine, spune cine, cântărețul Pepe s-a săturat de pastramă. 8 ani de pastramă e prea mult. Vrea să mănânce sau, mă rog, vrea să consume, cred că ăsta e termenul, vrea să consume mai diversificat și după 8 ani de pastramă, el zice că pastrama s-a săturat de el, băi, ce tot pepe în sus, pepe în jos, lasă-o mai ușor cu pastrama. În altă ordine de idei, Brigitte Schfăț, ea e numai de un an cu pastrama. Ea mai merge cu pastrama, chiar dacă ăsta îi mai dă cu lipia peste spate și așa mai departe. Aveți grijă ce mâncați și cum mâncați. Mâncați disociat, mâncați variat. De la prea multă pastramă, vedeți ce se întâmplă. Vedeți că, da. Poate pe când terminăm și noi de zis ce am avut de zis în acest video, din această splendidă zi, nu e rău. Poate iese și soarele, aflăm cine iese în America. Oricum o să zică Biden că eu am câștigat, Trump a zis că eu te-am învins. Ai de capul meu. Buy me a coffee. Să fim treji. Mulțumesc pentru ajutor, sprijin și urmărire. Aștept comentariile voastre pe problemele astea discutate și să vedem care vor fi și subiectele zilei de mâine. Aștept comentariile voastre să pornim acolo o discuție, să mai schimbăm niște idei. Că lumea nu îmi schimba-o noi. Vedeți că nici Trump cu Biden nu o să schimbe lumea, dar pe noi. Măcar niște păreri, mai trece vremea, mai zâmbim un pic și uite așa, cu un zâmbet pe buze, cu o urmă ușoară de optimism, mai trecem și de ziua de astăzi.
Că dacă toate merg așa și merg bine, cam de luna viitoare ar trebui să fim și noi în campanie electorală. Hai să vedem. V-am salutat, nu vă mai țin de povești. O zi bună, tot ce vă doriți să vi se împlinească.